Un caz cu totul șocant a avut loc într-un oraș, acolo unde un tânăr, dorind să se îmbogățească cât mai rapid posibil, și-a amputat ambele picioare și a cerut o despăgubire în valoare de 1,3 milioane de dolari. Cu toate acestea, nu doar că a primit numai suma de 7.200 de dolari, însă acum este nevoit să îi înapoieze și pe aceștia. Cu toții am visat la o modalitate rapidă de a câștiga o sumă serioasă de bani. Cu toate acestea, pentru că cei mai mulți dintre noi vom încerca să transformăm acest vis în realitate, cumpărând ocazional un bilet la loto. Însă, spre uimirea autorităților, un tânăr în vârstă de numai 23 de ani din Taiwan a decis că cel mai bun mod pentru a se îmbogăți este să-și amputeze picioarele. Potrivit informațiilor, tânărul pe numele său Zeng și-a ținut ambele picioare într-o găleată cu gheață vreme de 10 ore, astfel încât medicii au fost nevoiți să le amputeze. Zeng ar fi fost convins să facă acest gest extrem de către un prieten de-al său pentru a primi bani de la asigurări. Astfel, cu numai câteva zile înainte de a face acest gest extrem, Zeng și-a cumpărat mai multe polițe scumpe de asigurare de viață, cât și o asigurare de călătorie și o asigurare împotriva accidentelor. Iar pe data de 26 ianuarie 2023, Zeng s-a plimbat pe o motocicletă, încercând să creeze impresia că i-au înghețat picioarele. Evident, picioarele tânărului nu au înghețat în timpul plimbării, fiind și destul de cald în acea noapte, dar după ce s-a întors din oraș, el și-a pus picioarele în găleata cu gheață. Cei doi au fost arestați pentru fraudă și complicitate la vătămare gravă, iar acum trebuie să plătească 7.200 de dolari primiți de la asigurări, relatează click.ro.